Bună ziua, sunt Ionuț Gheorghe, începe Inspiră România. Astăzi discutăm despre parcuri și grădini. Sunt locurile unde mergem să ne relaxăm, pentru că se presupune că acolo aerul este mai curat, sunt flori, copaci, dar atunci când locurile acestea sunt neîngrijite, parcă nu-ți mai vine să ieși la plimbare. Astăzi am doi invitați speciali, o să discutăm despre parcurile din capitală. Alex Oprița, grupul de inițiativă civică Cismigiu, bună ziua, bine ai venit la Inspiră România. Bună ziua, mersi. Ciprian Gălușcă, Greenpeace România, coordonator. Bine ai venit, Ciprian. Bună ziua, mulțumim de invitație. Începem de aici. Ce parc ați vizitat ultima dată, Ciprian? Ca să fiu sincer, trebuie să mărturisesc că e un parc din Barcelona, Barceloneta. Deci nu un parc din România. Da, pentru că tocmai ce am fost plecat puțin până în Spania și atunci... Da, ăsta e ultimul. Mi-a plăcut foarte mult să știi Barcelona ca oraș. Asta vorbeam și cu Alex mai devreme, înainte să intrăm în emisiune. E un oraș făcut pentru oameni. Se vede că e construit pentru comunitate. Și autoritățile se îngrijesc de... Da, pentru că o vezi în infrastructură, ea e verde și e, mă refer acum și la pistele de biciclete, mă refer și la parcuri, la cum sunt amenajate. Da, e un oraș superb. Alex, ce ai vizitat? Ce parc ai vizitat? La mine răspunsul e evident Cismigiul, pentru că... Acolo am fost și eu ultima dată. E parcul de lângă casă, pentru noi e o prelungire, de fapt, a propriei locuințe în spațiu public, mai ales cei care avem animale, mergem și mai des acolo, ne primăm căței. Uite, sunt curios să-mi spui, Alex, cine se mai ocupă de amenajarea parcurilor și grădinilor publice din București? Pentru că administrația Alpabu spune că se ocupă cu proprii angajați, avem și cealaltă, compania municipală, spune la rândul ei în raportul pe anul trecut, că s-a ocupat de parcuri. Știu că este în dizolvare, cred, dacă nu mă înșel. Cine se ocupă în acest moment de parcuri? În ceea ce privește Cismigiul, unde pot să vă dau un răspuns concret, se ocupă Alpabu cu proprii angajați. În ceea ce privește celelalte parcuri, cu siguranță administrația publică poate să vă dea cel mai bine acest răspuns. Din câte știm noi, Alpabul are un număr limitat de angajați, tocmai de aia nu se mai poate ocupa de toate parcurile din București. Doar de parcurile mari, cred, din câte știu eu, din ce am văzut pe site-ul lor. Doar de parcurile mari, oricum Alpabu nu are în administrare toate 10 parcurile. 10 parcuri administrate de Alpab. Asta scrie în raportul lor. Cum arată Cismigiul acum? Depinde la ce moment în timp ne raportăm. Cu siguranță arată mai bine decât anul trecut. Avem niște imagini pregătite, niște imagini de anul trecut. Dar cu siguranță arată mai rău decât în urmă cu 20 de ani. E în mod clar, e nevoie de investiții, e nevoie de investiții pentru restaurarea Cismigiului, dar și pentru întreținerea curentă, o mai bună întreținere curentă a lui. Avem nevoie să lucrăm cu specialiști și când spun avem nevoie, mă refer la noi ca locuitori ai Bucureștiului. Avem nevoie și noi ca cetățeni să ne îngrijim mai bine de spațiile verzi în care ne petrecem majoritatea timpului liber, până la urmă. Avem în imagini parcul Cismigiu din august 2021, așa arăta atunci. Mi-aduc aminte că toată lumea a discutat despre ce se întâmplă în parcul Cismigiu și într-un final am văzut pe primarul general că a mers acolo să supravegheze lucrările. Spune-mi, te rog, cât de greu vă este vouă sau cât de ușor vă este vouă să comunicați cu cei de la primărie pentru lucrurile pe care le faceți voi? Pentru lucrurile pe care le facem noi în parc... Pot să vă spun că, într-un fel, calitatea dialogului s-a îmbunătățit. În același timp și noi am ales să ascultăm, să încercăm să înțelegem și să încercăm să punem presiune atunci când știam că schimbarea e posibilă. Cred că... Și v-a ieșit? Ați reușit să schimbați ceva? În anumite cazuri ne-a ieșit. Cred că astăzi mai mult decât niciodată e nevoie de dialog între cetățeni, societatea civilă, între cetățeni și administrația publică. Noi cei din societatea civilă de multe ori avem experiența protestelor, experiența sesizărilor, dar... Nu avem atât de multă experiență a construcției împreună cu administrația publică. Este un obicei pe care trebuie să-l creștem împreună și alături de ei, pentru că ei, până la urmă, sunt o prelungire a noastră. Noi nu o să putem niciodată rezolva, ca simpli cetățeni, problemele pe care administrația publică are resursele să le soluționeze. A fost îmbunătățit dialogul, Ciprian, în ultima perioadă cu autoritățile. Avem imagini în acest moment, sunt imagini din Parcul Tineretului.
Dacă ne raportăm la autoritățile locale și în mod particular la București, din câte știu eu, Greenpeace a încercat să ia legătura cu primăria în ultima perioadă pe tot felul de subiecte legate de calitatea aerului și, din câte am înțeles de la colegii mei, discuțiile încă nu sunt foarte, cum să spun, aprinse sau deschise, dar nu există foarte mult dialog încă. Întreb asta pentru că noi, de exemplu, și vreau să menționez asta, am invitat-o pe șefa ALPAP, pe doamna Roxana Balcu, însă ne-a refuzat și ne-a recomandat să ne adresăm cu un mail către Primăria Capitalei. Îmi pare rău că se întâmplă asta. Cred că e foarte important pentru autorități, mai ales atunci când invitația vine de la Televiziunea Națională, da? Deci cea care servește interesul public. E păcat că autoritățile nu-și fac timp, da? să răspundă unor întrebări sau să vină să clarifice niște lucruri aici. Probabil că se află acum într-o situație în care le e și foarte greu la îndemână să clarifice ce au de făcut, care sunt prioritățile, de ce au o lipsă în resurse și care sunt planurile pentru viitor. Că, practic, din punctul meu de vedere, deși nu vă mărturisesc că eu n-am dus o campanie în sensul ăsta, Alex știe mult mai mult despre cum funcționează administrația publică în managementul parcurilor, dar ca cetățean mi-e ușor să observ că nu există viziune, că nu există o strategie pe termen lung și că nu avem niște obiective pentru orașul ăsta. În ce sectoare stați? 1. Eu locuiesc în sectorul 2. În sectorul 2. Și eu tot în sectorul 2 și îl avem pe primarul sectorului 2. Este în direct acum cu noi prin Skype. Domnule Radu Mihai, mulțumesc mult pentru că v-ați alăturat discuției noastre și aș vrea să începem discuția de astăzi de la o declarație de-a dumneavoastră din august 2021. Spuneați atunci că administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București trebuie desființată și spuneați dumneavoastră, acuzați conducerea ALPAP că vă pune bețe în roate. Ce s-a întâmplat de atunci? Care este situația în acest moment? În acest moment sunt bucuros că măcar Lacul Național a trecut în administrarea sectorului 2 și având administrarea pe întregul parc, Parcul Național și Lacul Național, putem face un proiect ca afară, ca să spun așa. În sensul în care avem studiile necesare, facem în aceste momente studiile necesare de biodiversitate, istoric, toate studiile și de vegetație, în așa fel încât sperăm noi să începem la finalul acestui an și să finalizăm cândva anul viitor, atât pentru Parcul Național, cât și pentru Parcul Plumbuita sau Parcurile Plumbuita, că ele sunt în acest moment administrativ două parcuri, să avem concepte de parcuri ca afară, să nu le mai facem pe genunchi, să le facem cu proiecte corecte și cu proiecte care să îmbunătățească cu adevărat aspectul parcurilor, să țină cont de istoric, să țină cont de ceea ce există acum și de locuitorii din jur. Deci, din acest punct de vedere, am reușit să facem un pas, să preluăm de la ALPAB lacul Parcului Național. Și din fericire, pentru că am reușit să facem acest lucru, am și reușit să-l curățăm. Anunț cu bucurie faptul că zilele astea s-a finalizat curățarea Lacului Național. Spuneați dumneavoastră, tot în postarea din august, domnule primar, că Parcul Circului a ajuns o ruină și m-am uitat un pic în raportul ALPAP de anul trecut. Se spune în acest raport că s-au efectuat activități de curățenie și igienizare în lacurile din Parcul Circului, Cismigiu, Carol, Regele Mihai, Floreasca și se continuă aici prin tăierea stufului, prin decolmatarea anumitor lacuri de sedimente. Cum este până la urmă? Ce se întâmplă în acest parc? Eu aș vrea și am cerut către Consiliul General al Municipiului București, am cerut să treacă în administrarea sectorului 2 și Parcul Circului și Parcul Verdi. Din păcate, încă nu am primit un răspuns favorabil pentru această solicitare și sunt foarte mulți cetățeni care mă ceartă pentru situația din cele două parcuri. E adevărat că este îmbunătățită față de anul trecut, cu siguranță este îmbunătățită, dar, din punctul meu de vedere, cred că ar fi o viziune unitară asupra dezvoltării parcurilor, ar fi să le administreze sectorul 2. Eu asta cred, că putem să facem acest lucru mai bine sau avem resurse mai bune decât Primăria Generală și decât ALPAP.
Pentru că este o dezbatere aici, Ciprian are o întrebare pentru dumneavoastră. Domnule primar, aveam de gând să vă întreb. E foarte bine că ne ocupăm de parcurile pe care le avem deja. Și unele dintre ele se află acum în ruină sau, mă rog, pot fi, să spunem așa, îmbunătățite, eficientizate. Întrebarea mea este cum mărim totuși suprafața verde, cum ne extindem interesul și acțiunile, ca să spunem așa, în afara spațiului verde deja existent, pentru că o cerință, dacă vreți, sau... până la urmă asta e o nevoie din partea cetățenilor, este de a avea mai mult spațiu verde, mai multe locuri de genul ăsta, da? În care să ieșim, să ne plimbăm, să facem sport și, mă rog, nu mai vorbim eu acum de ce înseamnă vegetația pentru noi în contextul schimbărilor climatice, a poluării din oraș și așa mai departe. Cumva vă mulțumesc pentru întrebare, că nici nu vreau să pară că mi-ați ridicat mingea la fileu, dar din partea mea așa pare. Vă reamintesc că anul trecut am deschis Parcul Sticlăriei, care era o ruină, era o groapă de gunoi, pe care am transformat-o într-un parc și un parc neobișnuit pentru București, un parc care nu are asfalt, ci are pietriș, în care am respectat natura, am respectat biodiversitatea și care acum se curăță și arată fabulos. Vă invit în Parcul Sticlăriei, este un parc nou în București, pe care l-am redat locuitorilor anul trecut. Ce facem în continuare pentru a crește suprafața de spațiu verde accesibilă locuitorilor? Atenție, că și asta e un lucru important. Noi degeaba avem spațiu verde dacă nu este accesibil pentru cetățenii sectorului 2. Și ce facem din acest punct de vedere? Facem de peste un an jumate pentru salba de lacuri din nord-estul Bucureștiului. Acea promenadă verde despre care vorbește și Clotilde Armand, colega mea. Pentru salba de lacuri am făcut mai multe lucruri. În primul rând, am oprit o practică absolut aberantă în care primăria sectorului 2 amenda apele române că nu curăță lacurile și apele române amenda primăria sectorului 2 pentru că cetățenii sectorului aruncau mizerie în lacuri. Și am făcut un protocol cu apele române, am scos peste 15.000 de tone de gunoi din lacurile Colentina, Fundeni, Plumbuita. Și ce facem în continuare este să organizăm un concurs internațional de soluții pentru amenajarea salbei de lacuri. Deci, o să practic, finanțăm practic, acest... Ca să înțelegem, domnule primar, banii se primau dintr-o parte în alta, de la dumneavoastră la apele române și de la apele române la dumneavoastră. Exact asta se întâmpla până să preiau eu mandatul și ce am preferat a fost să facem un protocol de colaborare în care apele române ne sprijină cu utilajele pentru curățarea lacurilor, iar noi ne ocupăm apoi de debarasarea gunoiului și a deșeurilor. Pe lângă asta, facem acest concurs internațional de soluții în care să vină arhitecți renumiți din toată lumea care să spună cum să arate această salbă de lacuri. În acest moment pot să spun că Ordinul Arhitecților din România va fi cel care va juriza acest concurs de soluții. Deci avem, din acest punct de vedere, și o instituție foarte respectabilă care se poate ocupa de alegerea celei mai bune soluții pentru sectorul 2. Este un proiect mare, este un proiect important și sper eu să se finalizeze cât mai repede cu redarea acestui spațiu a lacurilor din nord-estul Bucureștiului către cetățeni. Pentru că degeaba avem spațiu verde care este nefolosit și care este plin de gunoaie. Trebuie să redăm acest spațiu cetățenilor. Domnule primar, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Timpul ne presează. Sunteți un exemplu și poate, nu știu, i-a ajutat și pe colegii dumneavoastră din celelalte sectoare să aducă parcurile de la Alpab către primăriile de sector. Mă întorc la discuția de aici din platou. Alex, ar fi mai bine, nu știu, ca parcurile să fie administrate de primăriile de sector? Spunea domnul Radu Mihaiu că se ocupă altfel acum. Cu siguranță că pentru cetățeni e o veste bună că există atât de mult interes față de calitatea spațiilor verzi și de creșterea suprafeței de spații verzi. Asta e un lucru pe care putem să-l salutăm. Dar
Pe de o parte, pe de altă parte, problemele rămân aceleași. Problemele rămân cele care sunt principalele probleme la care ar trebui să ne gândim? Într-un fel sau altul, domnul primar le-a punctat foarte bine. Sunt probleme legate de calitatea spațiilor verzi pe care le avem, dincolo de cantitate. Și când spun calitate, mă refer nu doar la a fi murdar sau curat, mă refer la modul în care sunt îngrijite spațiile verzi, la cât de rezistente sunt speciile de plante și animale, mai ales în fața presiunii schimbărilor climatice. Tot vorbim despre schimbările climatice și despre adaptarea la ele, dar se vorbește foarte puțin despre soluțiile pe care ar trebui să le avem pentru a avea niște spații verzi mai rezistente. Ne ducem, și eu am fost în Barcelona, Ciprian, de curând, și am fost plăcut surprins să văd că acolo spațiile verzi nu mai sunt toate gazonate și plantate cu trandafiri, ci vedem spații verzi foarte, cu o floră foarte diversă, cu plante de câmp, flori de câmp, tot felul de specii. Spații verzi gândite să reziste la veri secetoase, spații verzi gândite să aibă un nivel minimal de întreținere, pentru că, vedeți dumneavoastră, poate multora dintre noi ne place gazonul, dar dacă te gândești, nu e doar plantarea gazonului. E necesar să-l tunzi săptămânal, cel puțin să-l uzi zilnic. Sunt niște costuri care pentru administrația publică se adună. Iar la un moment dat ajungem într-un colaps în care nu ne mai permitem să îngrijim acele spații, iar ele, nefiind rezistente, mor. Uite, de exemplu, în Cismigiu au fost plantați copaci în ultima perioadă? Adică, nu știu, dacă există vreun loc unde pot fi plantați copaci. Pentru că acolo știu că sunt copaci vechi, unii dintre ei s-a uscat, am văzut că au fost și probleme în ultimii ani. Cumva, modul în care funcționează grădinile istorice și parcurile monument este diferit față de modul în care îți funcționează un parc normal. Desigur, și un parc normal are o amenajare peisagistică, dar în cazul unei grădini istorice, cum e Cismigiul, trebuie... Cel mai vechi parc din capitală, totuși. Prima grădină deschisă publicului. E nevoie de foarte multă atenție. În Cismigiu și în trecut s-au plantat arbori, numai că s-au plantat arbori, de fapt, făcând mai mult rău parcului. O parte din peluzele care istoric erau gândite într-un anumit fel prin amenajarea peisagistică au fost distruse. Amenajarea, practic imaginea parcului, a fost schimbată. Deci, iată, cred că în cele din urmă trebuie să reținem că e important să avem spații verzi mai bune, calitate. De calitate, trebuie să știm să le și îngrijim, să adoptăm cele mai bune soluții pentru ele. Iar pentru toate parcurile din București, în momentul de față, nici măcar pentru un singur parc, nu cred că există un plan de gestiune și management făcut de specialiști. Un plan în care pentru fiecare sezon să fie enumerate tipurile de lucrări în funcție de zonele amenajate în parc. Pentru o grădină istorică, precum Cismigiul, e cu atât mai important să se petreacă acest lucru pentru a-l păstra, nu doar a-l îngriji, ci a și păstra imaginea lui. Mă uitam pe niște cifre. Capitala are doar 10 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, aproape jumătate din cât avea în urmă cu 30 de ani. Cum am ajuns aici, Ciprian? Uniunea Europeană știu că vorbește despre vreo 26 de metri, dacă nu mă înșel. Da, ca medie sau ca minim pentru o zonă de confort, pentru o zonă în care sănătatea noastră e conservată. Cum am ajuns aici? Păi am ajuns aici pentru că nu ne-am mai uitat în direcția asta absolut deloc, pentru că probabil am dezvoltat orașul fără să ne gândim foarte mult la cât de important e spațiu verde și abia acum reîncepem de câțiva ani discuția. Ne mișcăm destul de greu cu soluțiile. Un lucru la care ar trebui să ne gândim foarte, foarte mult și iar l-am văzut călătorind. Orașele dezvoltate, na, fie că sunt, nu știu, în Ungaria sau în Spania sau în Italia sau așa mai departe, sunt orașe care au în jur păduri, au în jur o centură verde. Deci trebuie să ne gândim foarte mult la proiectul ăsta de a împăduri în jurul capitalei, pentru că discutăm de ani de zile despre el și nu se întâmplă nimic în mod concret. Eu văd ridicându-se blocuri în păduri. Da, se ridică niște păduri de blocuri, da. În continuare, da. E bine, ar trebui să prioritizăm totuși pădurile așa cum sunt ele lăsate de la mama natură, vegetație, pentru că ați văzut, am avut o perioadă foarte intensă în fenomene meteo extreme. Au fost foarte mulți oameni afectați de asta în București și
Chiar zilele trecute citam un interviu dat de doamna expert în climatologie Bojariu, care ne spunea tuturor că în 50 de ani Bucureștiul în ritmul ăsta va fi un oraș de nelocuit. Deci schimbările climatice vor accentua aceste fenomene meteo extreme, vom avea din ce în ce mai multe furtuni, mai mult praf adus din extremitate, dacă nu ne protejăm în niciun fel, plantând niște pădure în jurul capitalei, atunci o să avem o problemă majoră. Și dacă am face asta, dacă am alege direcția asta de plantări, atunci am rezolvat și problema statistică, dacă vreți, a spațiului verde pe cap de locuitor. Deci soluții există. Din păcate, pare că încă nu reușim să ne punem la treabă. Să facem un plan, așa cum spunea Alex. Da. Că până la urmă avem nevoie de un plan concret în care să spunem ce vrem să facem. Vrem să facem asta, 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 asta. La ce a spus Ciprian, chiar mai mult aș adăuga, desigur e super important să plantăm în jurul Bucureștiului, dar asta nu înseamnă că chiar și acolo unde avem un oraș deja construit și betonat, nu putem face nimic. Ba da, putem face. Există soluții pentru înverzirea orașului. Pot fi create acoperișuri verzi, pereți verticali, grădini verticale pentru a reduce cumva din amploarea fenomenului insulei de căldură. Mă uitam pe un raport de cercetare lansat de Fundația Comunitară București prin Platforma de Mediu. Și există acolo niște zone clar definite prin date măsurate în care se manifestă inerția termică a clădirilor de beton. Nu doar că e cald, e mai cald din cauza faptului că am antropizat foarte mult orașul. Ei bine, iar în momentul de față avem nevoie, desigur, nu o să putem să demolăm cartiere întregi, avem nevoie să profităm de știință, de soluțiile inovative oferite de peisagiști și să începem să le aplicăm, nu de dragul ecologiei, pentru a avea un nivel al locuirii mai bun în oraș, pentru a putea locui aici în continuare. Ni se alătură discuției Ana Maria Gram, este consilier general și cunoaște foarte bine situația de la compania municipală. Bună ziua, doamna Gram, dacă ne auziți. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, care este situația acestei companii municipale, Parcuri și Grădini? Știu că sunteți reprezentantul municipalității în adunarea generală a acționarilor. Noi ne-am întrebat aici la început, cine până la urmă, cine se ocupă de parcurile din capitală? Alpab sau această asociație, dacă ea mai există? S-a luat decizia în Consiliul General pe 1 septembrie 2021 de dizolvare și lichidare a companiei municipale. În referatul de aprobare pe care eu l-am scris, am scris de ce consider că nu este util să menținem această companie doar din calculul salariilor, deși au pierdere de 1 milion de euro pe an. Și deci ea este în curs de dizolvare și lichidare, numai că au fost atacate hotărârile de dizolvare și lichidare și așteptăm finalizarea proceselor, a fost atacate de către salariați și așteptăm finalizarea proceselor pentru a putea continua lichidarea. Da, angajații în acest moment, angajații ei mai există? Au fost desfăcute contractele de muncă sau ce s-a întâmplat? Au plecat foarte mulți, nu am făcut concediere colectivă pentru că a fost și încă mai în vigoare contractul colectiv de muncă și se prevedeau 6 salarii compensatorii și nu existau fonduri în companie pentru plata salariilor compensatorii. Au fost făcute niște reorganizări pentru că foarte multe luni nu au venit comenzi din partea primăriei municipiului București prin ALPAP și prin urmare trebuiau plătite salariile, dar de fapt nu se încasa niciun venit în companie. Și au tot scăzut numărul de salariați, dar încă mai sunt câțiva care au rămas acolo. Pentru că ați pomenit despre ALPAB, doamna Gram, până la urmă ALPAB-ul se ocupă în acest moment de parcurile din capitală. Voiam să vă întreb dacă dumneavoastră vă place cum arată parcurile și nu știu, în care parc ați fost dumneavoastră ultima dată? Cel mai des ajung în Cismigiu. Și cum vi se pare că arată Cismigiul în acest moment? Un pic mai bine decât vara trecută. Au fost aici de data contrazic, aceasta, așa este. A fost unsă iarba și e întreținut cât de cât mai bine și chiar și pe partea de curățenie.
Alpabul știu că a luat în îngrijire Cismigiu și sunt alte parcuri care, în care lucrează, încă sunt comenzi de la companie până când Alpabul finalizează procedura de licitație începută la începutul acestui an. În martie s-au depus ofertele, sunt niște contestații. În mod normal, la mijlocul lui iunie trebuiau semnate contractele cu prestatorii externi și atunci chiar nu mai existau motive să se mai plaseze comenzi la companiile municipale. Deci, practic, Alpabul se ocupă în continuare. Deci, au în lucru aceste licitații, spuneați dumneavoastră. V-am întrebat pentru că doamna director, așa cum am precizat și mai devreme, a refuzat să vorbească cu noi. În Parcul Herăstrău ați fost. Există aceste discuții în ultimii ani despre construcțiile ilegale. Dumneavoastră, în Consiliul General, puteți face ceva? Puteți ajuta în vreun fel? Sau aveți informații și despre alte construcții ilegale, de exemplu? Nu, doar am auzit și eu ca și noastră despre discuții despre construcțiile legale. Cred că pot să fie luate măsuri de aparatul executiv al primăriei generale și al primăriei de sector 1 în acest sens pentru desființarea construcțiilor ilegale din Parcul Herăstrău. Există planuri în cadrul primăriei pentru, nu știu, dezvoltarea, pentru mărirea spațiului verde în capitală? Sunt câteva proiecte inițiate de colegi consilieri pentru înființarea unor parcuri și pocket parcuri și sper să se implementeze hotărârea noastră. Așa cum știți, Consiliul General este un organ deliberativ, iar implementarea se face de aparatul executiv care este sub ordinea primarului general. Ok. Mulțumesc mult, Ana Maria Gram, consilier general. Scurt, în platou, Alex, sunt construcții legale în Cismigiu pentru că tu pe acesta îl cunoști cel mai bine? Sau care este situația poate, acolo? Poate că e o surpriză, dar există construcții ilegale chiar și în Cismigiu, în fața primăriei. Există terase care și-au închis zone din parc. Există chioșcuri abandonate în continuare pe spațiu public. Noi am încercat să... cumva, cred că e foarte important ca administrația publică să se raporteze echidistant la toți... operatorii economici și am încercat să transmitem de fiecare dată când am avut ocazia acest mesaj către administrația publică că e nevoie de un audit general și de setarea unor reguli ferme și echidistante pentru a face comerț într-o parc care e grădină monument istoric. Ați primit răspunsuri la... Am primit inclusiv un răspuns la una dintre terase de la poliție în care a fost amendată terasa respectivă. Situația nu s-a schimbat cu nimic, doar a fost aplicată o amendă. Ce ne dorim noi e clar că pe de o parte o parte dintre cetățeni își doresc să cumpere un suc când se duc în parc. Noi ne dorim ca acest lucru să nu se mai facă într-un mod haotic, să fie create și generate niște reguli de făcut comerț în parc, cu afișaj, astfel încât să acest lucru să poată fi cumva monitorizat și controlat și să fie aplicat echidistant pentru toți. În momentul de față avem o serie de reguli, nimeni nu le controlează, e no man's land. Nimeni nu le respectă. Exact. Ciprian, scurt. O concluzie, dacă putem să tragem o concluzie. Da, păi... Concluzia este că trebuie să ne grăbim un pic cu gestiunea mai bună a parcurilor. Cu licitații și cu... Da, adică trebuie să nu ne mai împiedicăm așa mult în birocrație și să apucăm lucrurile și să ne apucăm de treabă. Trebuie să plantăm și în jurul orașului. Trebuie să avem mai multă grijă de Dâmbovița, pentru că, din punctul meu de vedere, este o zonă complet sau un atual nostru complet nefolosit. Faptul că ne mai plimbăm cu caiacele câte 50 de metri încoace și încolo nu-i, știi, nu-i cea mai bună folosință sau toată. Deci da, trebuie să ne apucăm de treabă. Pur și simplu. Și trebuie să ascultăm foarte mult, pentru că idei sunt foarte multe la nivelul cetățenilor. Da, da, trebuie incluși. Da, trebuie să-i băgăm în seamă. Mai devreme, domnul primar spunea că lucrează cu cetățenii, trebuie să prioritizeze. E important, cetățenii au idei de multe ori pentru că ei trăiesc acolo în comunități. Alex Oprița, Ciprian Gălușcă, mulțumesc mult pentru prezența voastră la Inspiră România, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Siguranței Alimentare. Doamnelor, domnilor, vreau să vă spun că un aliment contaminat, de exemplu, poate cauza mai mult de 200 de boli. Iată un exemplu în materialul care urmează.
direct de pe telefon mobil? Se mai întâmplă. Dar ai grijă că aceasta este o modalitate prin care te poți infecta cu o bacterie numită Helicobacter pylori. Sunt dr. Mădălina Petre, sunt medic gastroenterolog și profesor de medicină energetică ITER și vreau să spun că această bacterie se găsește pe o varietate de obiecte, dintre care cele mai frecvente sunt telefonul mobil, banii, telecomanda de la televizor sau cheile și volanul mașinii. Așa că înainte de a mânca, dezinfectează-ți întotdeauna mâinile. Doamna doctor, este în platoul nostru, Mădălina Petre, medic gastroenterolog. Doamna doctor, să știți că eu v-am găsit pe TikTok. Da. Sunteți acolo și le povestiți celor care vă urmăresc cum se pot îmbolnăvi, de ce să se ferească. Cum v-a venit această idee? Da. Ideea mi-a venit din faptul că am foarte mulți pacienți la consultații care mă întreabă eu de unde m-am îmbolnăvit, eu ce am făcut, pentru că ei nu conștientizează și spun eu mă spăl pe mâini înainte de a mânca, folosesc dezinfectante, de unde m-am îmbolnăvit. Și atunci mi-a venit ideea să fac acest TikTok în care să explic că există anumite obiceiuri pe care noi le facem inconștient și care ne pot genera aceste afecțiuni care sunt... Ați făcut foarte bine ceea ce ați făcut. Astăzi este Ziua Mondială a Siguranței Alimentare și vreau să vă întreb ce înseamnă până la urmă siguranța alimentară. Cum o definim? Siguranța alimentară, cred că, bun, din punct de vedere al unui gastroenterolog, o definesc ca siguranța în a consuma alimente care să nu facă rău tubului digestiv. Și pentru că este o zi atât de importantă, aș vrea să spun că nu este numai aspectul acesta de a consuma alimente care nu sunt contaminate cu microorganisme, cu bacterii, cu virusuri, cu substanțe toxice, chimice, dar este vorba și despre emoțiile cu care consumi un aliment. Pentru că dacă consumi un aliment atunci când ești supărat, atunci când ești foarte îngrijorat, atunci când ești trist, emoția respectivă o transferă alimentului. Și fiecare emoție influențează negativ un anumit organ digestiv și lumea nu e conștientă de treaba asta. Este interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Vreau să, să ne uităm un pic și pe niște cifre. Statisticile ne arată că anual, la nivel global, aproximativ 600 de milioane de persoane se îmbolnăvesc din cauze alimentare. Mi se pare o cifră impresionantă. Ce ne arată această cifră? Arată că este posibil o lipsă de igienă, da? Este o lipsă de cunoaștere a metodelor prin care ne putem îmbolnăvi și este un continuu contact între noi și alimente sau substanțe care ne pot contamina. Ni s-au schimbat obiceiurile în perioada pandemiei, doamna doctor? Absolut. Absolut, ni s-au schimbat. Adică suntem mai atenți, de exemplu, la igienă? Asta pentru că vorbeați despre igienă ceva mai devreme. Eu cred că am fost mai atenți la igienă. S-a terminat perioada pandemiei și începem treptat să ne revenim la vechile obiceiuri, iar ideea de exact ceea ce am... Ceea ce este greșit, dacă... Ceea ce este greșit, categoric. Iar ceea ce am exemplificat cu telefonul ținut în mână și după telefon pus mâna pe mâncare, asta este, în special în rândul tinerilor, este un obicei care... este destul de frecvent și este făcut inconștient, pentru că își dau cu mâna pe telefon, își verifică care... TikTok-ul sau da. Alte rețele de socializare și după aceea mănâncă. Da, se poate întâmpla asta, de exemplu, doamna doctor, ca, nu știu, un angajat dintr-un fast food să stea pe telefon și să nu folosească mănuși. Absolut. Și să contamineze Absolut. Produsul respectiv, adică Absolut. Se poate întâmpla inclusiv Sigur. Asta. Și nu numai din un angajat din fast food, ci și angajații care vând produse care sunt gata preparate și pun mâna pe bani, pun mâna pe telefon și cu mâna de pe bani și pe telefon pe produs și după aceea îl dau consumatorilor. Ați observat în ultima perioadă, nu știu, o creștere a îmbolnăvirilor în țara noastră din cauza acestor alimente, să le spunem, nesigure? Să fiu cinstită, nu e o creștere a unei alimentații nesigure, cât o creștere a... lipsei de conștientizare a faptului că intră în contact cu alimente nesigure. De fapt, asta este... N-a fost așa o creștere extraordinară între înainte de pandemie, în timpul pandemiei și acum, ca să poată să-mi atragă atenția. Dădeați dumneavoastră exemplu în acel material că poți lua Helicobacter pylori. Da. Cum se manifestă, de exemplu?
Infecția cu Helicobacter pylori poate să fie o infecție acută și să se manifeste cu greață, vărsătură, dureri de stomac, diaree, fără febră. Sau poate să fie o infecție foarte insidioasă, adică pe care poți contacta această bacterie, se localizează la nivelul stomacului și începe treptat să-ți dea diverse simptome, ca o senzație de prea plin, tot așa, o senzație de greață, de balonare imediat cum mănânci și nu știi de unde și ce se întâmplă. Și de aceea, în momentul în care am pacienți la consultație, primul lucru este să verific dacă au această bacterie. În anotimpul cald, nu știu, ținând cont că acum temperaturile sunt destul de ridicate, oamenii merg și cumpără de la piață, cumpără din diverse magazine. Nu știu, ce le recomandați? Pentru că toată lumea se gândește, băi, dar de unde să cumpăr? Să iau de acolo? Da, am încredere? Da, frigiderul are temperatura care trebuie? E periculos? Vă referiți la Helicobacter sau la, în general? În general, orice... Absolut, deci trebuie să fie foarte atenți când cumpără alimente din anumite locuri, unde să fie atenți la cum sunt depozitate, cum sunt păstrate, care este temperatura, cum miros alimentele respective, pentru că sunt alimente care îți pot, în momentul în care le miroși, să-ți dai seama că ceva este în neregulă sau arată într-un mod diferit. Nu trebuie să cumpărăm absolut orice numai pentru că ne face plăcere. Chiar am avut o pacientă care mi-a spus că a mâncat înghețată și ulterior a avut scaune diareice și pot fi alimente contaminate nu numai cu bacterii, dar așa cum am spus, pot fi și cu substanțe toxice, chimice, pe care noi nu realizăm. Dacă, nu știu, pacienților dumneavoastră le dați, nu știu, exemple sau le spuneți cum să mănânce, la ce să fie atenți, adică la ce să mă uit când mă duc să-mi cumpăr un produs, dacă are euri, dacă are mult zahăr, la ce să fim atenți. Produsele, de exemplu, care au un termen lung de valabilitate, toată lumea spune, băi, nu pot să-l mănânc pe ăsta, cine știe ce are în el, tu nu vezi cât este valabil? Adică acele produse sunt sigure? E foarte adevărat că cu cât au termen de valabilitate mai lung, cu cât au mai mulți conservanți, edulcoranți, așa cum le numim noi euri, sunt mult mai probabil alimente care vor determina afectarea organelor digestive. Deci, atunci când te duci să-ți cumperi un produs cu un termen de valabilitate mare, ar trebui să te gândești de două ori. Da, să te gândești. Știți, discutam înainte de emisiune, noi ne-am aliat țărilor care se luptă cu risipa alimentară. Am văzut că în magazine există peste tot acele frigidere, unde produsele care se apropie de termenul de expirare sunt vândute la un preț redus, de obicei 50%. Acele produse sunt sigure, doamna doctor? Vă întreb pentru că oamenii când se duc să cumpere un iaurt, se gândesc, băi, dar dacă nu-l mănânc mâine, poimine deja este expirat. Cum e până la urmă cu termenul de valabilitate? Adică un produs care expiră poimine este un produs pe care nu trebuie să-l mai consumi? Acum, cred că astea sunt mai multe detalii pe care le-ar ști colegii mei de la igienă sau cu specialitatea de igienă. Ideea este că atâta vreme cât este pus acel termen pe produs, cel mai probabil că începând de a doua zi, produsul își schimbă caracteristicile organoleptice, adică își schimbă caracteristicile macroscopice, microscopice, începe să se degradeze. Acum că imediat din a doua zi produsul va fi toxic sau va fi un produs pe care corpul nostru nu-l poate asimila, asta mi-e dificil să spun. Avem, nu știu, niște boli mai frecvente sau care se întâmplă la persoanele adulte, la copii, în acest anotimp, vara? În acest anotimp sunt toxinfecțiile alimentare. Toxinfecțiile. Asta este clar, că și că ești adult și că ești copil, multe sunt virale, sunt și infecțiile cu salmonella, care sunt iarăși foarte frecvente. Ce trebuie să faci într-un astfel de... Toată lumea merge la farmacie. Da, ceea ce nu e chiar foarte ok, pentru că trebuie evaluat atâta vreme cât există febră cu diaree și cu vărsături, riscul în special la copii și în special la copiii mici este de deshidratare și la persoanele vârstnice, pentru că se deshidratează foarte repede. Desigur, un regim alimentar, dar sfatul meu este totuși să meargă la medic și să fie evaluat ca să știe dacă este nevoie de un tratament, dacă este nevoie doar de dietă, de ce este nevoie.
e sezonul concediilor, toată lumea pleacă. Am discutat de unde să mănânci, la ce să fii atent. Nu știu, să mănânci pe plajă sau să nu mănânci pe plajă? Bună întrebare. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, eu n-aș mânca de pe plajă. N-ați mânca pe plajă? Nu, n-aș mânca de pe plajă pentru că... Adică, depinde, vă referiți la acei vânzători ambulanți care vin nu, și... Nu, dacă să-ți faci mâncarea și să o mănânci pe plajă. Bun, atâta vreme cât... Scurt, vă rog. Da, atâta vreme cât este o mâncare pe care tu ți-ai împachetat-o, igienic, și ești cu mâinile curate... Atunci poți să... Poți să o mănânci. Exact. Mădălina Petre, medic gastroenterolog, mulțumesc mult pentru prezența la Inspiră România. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare, tot marți, aici pe TVR1. Pe curând!